Vă salut, dragile mele! Suntem în ziua de 8 martie, vrem să fim frumoase la petreceri, la festivități. Vă salut, dragile mele, frumoasele mele, divinele mele, prietene, fidelele mele. Vă salut, dragile mele! Mulțumesc pentru fidelitate, vă iubesc, vă îmbrățișez și vreau să vă zic că sunteți frumoase, sunteți puternice, sunteți plăpânde în această zi de primăvară. Pentru doamnele care nu au reușit să facă la maraton proceduri, le mai dau o șansă sau fac un bonus astăzi. Vom face masaj cu lingurile, dar și doamnele care au trecut maratonul pot să încerce această procedură, fiindcă este o procedură de împrospătare, de trezire, mai ales de ce avem nevoie. Avem nevoie de oglindă, că ne vom uita în oglindă. Avem nevoie de 4 linguri. Avem nevoie de 4 linguri. Puteți să luați și 2 linguri. 2 linguri le ținem într-un vas cu gheață, iar celelalte 2 linguri într-un vas cu apă fierbinte sau cu infuzie de plante medicinale. Eu aici mi-am infuziat coada șoricelului. Catenul să fie curat. Pe tenul curat aplicați o cremă grasă sau ulei, orice ulei care îl aveți la îndemână. Și pentru a începe masajul, vom începe cu lingurițele, cu lingurile. Vom începe cu lingurile fierbinți. Vom testa, e ok. Și putem să începem masajul de jos în sus sau de la frunte, cum vreți voi. Eu iubesc să încep din partea de jos. Și vom face, vai ce plăcere, vom face mișcări de netezire cu lingurile până la 10. Cine dă acest masaj? Ne înviorează, este un masaj de contrast. Facem la piept, apoi mișcări în sus. Dacă atingeți, nu e nicio problemă. Faceți mișcări în sus până la 10. Evitați zona glande tiroide. După ce am făcut masaj cu lingurile călduțe, ne întoarcem la lingurile reci. Vai! Și la fel facem masaj cu lingurile reci. Ne înviorăm, ne trezim. Acest masaj este benefic. Are un efect antirid, anticiarcăne, antiedem. La bărbiță aici faceți partea laterală a gâtului. Până la 10 mișcări. Le punem în gheață. Puteți să luați apă rece și mergem mai departe. Facem obrăjori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și cu lingurile reci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să știți că e foarte, foarte plăcut. Te trezește foarte, foarte bine. Și obrăjorii. Ridicăm în sus și încălzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, super! Și lingurile reci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, super! Trecem la frunte. O să-mi prind un pic părul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vreau să vă zic că lingurile, vedeți că cuprind toată fruntea. Puteți să faceți mișcări laterale. 10, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
două, trei, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, 10. Mișcările sunt foarte blânde, ușoare și cu lingurițele reci. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Și în jurul ochișorilor, ochișorilor îmi face 10 mișcări circulare. În jurul ochilor facem 10 mișcări circulare. Vai, foarte plăcut! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ținem un pic lingurile, apoi la tâmple. O să vă atașez în descriere ce proceduri practic eu anticiarcăne. Ai, super! Încetișor! Mișcări line, foarte line. Mie îmi place dimineața chiar să-i scot lingurile din frigider și le aplic în zona ochilor. E foarte plăcut. Puteți să țineți la 5-10 secunde. O procedură foarte, foarte plăcută. Efectul masajului îl veți vedea după 2 ore. Contrastul acesta între lingurile calde, fierbinți chiar și reci, ne îmbunătățește circulația sângelui, are un efect de limfodrenaj, împrospătează și stimulează procesele vitale în piele. Voi finisa cu mișcări de netezire pe toată suprafața feței. Minunat! Am finisat! Vă îndemn să încercați și să-mi scrieți în comentarii sensațiile voastre. Să aveți zile frumoase și să vă mândriți de frumusețea voastră interioară și exterioară. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!